Noaptea încercărilor. Scenariu radiofonic de Aurel Baranga. O seară din vara anului 1948. Holul locuinței soților Andrei și Irina Bârlea. O casă mare, încăpătoare, locuită de două familii. Jos, inginerul chimist Andrei Bârlea, împreună cu soția sa Irina Bârlea, de asemenea chimistă. Sus, locuiesc tinerii lor asistenți, Ioana și Marin Marin. Un birou masă plin de dosare, cărți, planuri, hârtii, într-o dezordine care arată că în această încăpere se lucrează febril. Apartamentul soților Bârlea este legat de apartamentul soților Marin printr-o masivă scară interioară de stejar. Soții Bârlea, care n-au venit încă, sunt așteptați de prietenii lor, Aneta și Pavel Zaharescu. Totdeauna te grăbești tu. Acu ce rost are să stăm? Și ce ai fi vrut? Să-și lase omul treburile și să ghicească că am venit noi? Nu, dar mi-ar fi plăcut să nu stăm ca niște caragioși. Uite, s-o filesc și florile. Caută și tu o glastră. Da, și până să creadă că le-au trimis alții. Nu, 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 e de lasă-le aici. Așa. Dar puteai să ai atâta cap să dai un telefon. Ți-ai găsit tu și inițiativă. Ei află că am dat telefon. Și? Și n-a răspuns nimeni. Bravo. Asta. Să știi că îi sărbătorește în altă parte. Unde? La vreun banchet. Ah, ce banchet, dragă? Tu tot la mese te gândești. Ai să vezi că îl și decorează. Așa se poate. E atunci de ce să nu le dea și un banchet? Bine, dragă, dacă vrei tu să le dea, să le dea, dragă. Hai să mergem. E atunci hai de ce am mai venit? De ce, de ce? Articolul de azi din ziar e o consacrare. E, lasă că multe am văzut eu scrise la gazetă și până la urmă nu s-a ales nimic. Asta pe vremea ta. Ah, mersi, mersi. Fă-mă și bătrână acum. Parcă vremea mea n-a fost și vremea ta. Și pe urmă, fiindcă suntem aici și nu ne aude nimeni, presa de altă dată era foarte bună. Mai un accident, o crimă, o sinucidere, un primus care exploda. Mă rog, întâmplări din capitală. De ce nu se mai publică astăzi? Fiindcă nu-i interesează. Astăzi, când se scrie că Andrei Bârlea, chimistul, a făcut o descoperire, știu că e lucru serios. Și mă simt obligat ca prieten să viu să-l felicit. Da. Și dumnealui, ca un bine crescut, nici nu-i acasă. Lasă-l să sune. Tot felicitări trebuie să fi fost. Se poate. Acum să vezi ce o să mai curgă. Telefonul nostru, dacă Pavele, o să-l desfințez. De ce? Fiindcă îl plătim degeaba. Te-a felicitat vreodată cineva pe tine? Da, mama. Atâta, că altcineva, de ce? Nu? E, am făcut și eu ceva la viața mea. Da, mare scofală. Un nou ambalaj pentru macaroane. Fiecare cu specialitatea lui. E, dacă tot ai urbat chimia, cine te-a pus să te bagi în alimentare, în bucătărie? Tu, fiindcă a trebuit să-mi caut o meserie care să producă imediat. Andrei a reușit, fiindcă a perseverat. Profesia de cercetător e în primul rând una de răbdare, de calm. Da, și de creier. Mă rog, Andrei a știut să se organizeze. A studiat la Paris, apoi căsătoria cu o femeie ca Irina. Iarăși povestea asta. Dacă ai simțit nevoia să fie nevastă savantă, n-ai avut decât. Și cred că nu este timpul pierdut nici de acum. Nu mă plâng, dragă, nu mă plâng. Și pe urmă să-ți spun ce cred eu? Spun. Rolul ei este mult mai șters decât îți închipui. Te înșel. Irina e o femeie excepțională. Ei, acum, dacă mi-o scoți și frumoasă, nu mai am nimic nu, de spus. Nu, n-am spus asta. Dar Irina e o chimistă plină de calități. Foarte muncitoare. Da, uite aici, praful de două de. Mă caută praful. Altceva e la mijloc. Da, ce? Ți-a plăcut să trăiești comod. Condică, ore fixe, mânicuțe de lustrin, le ai. De acum încolo, de pensie să ai grijă. Aneto, mai... Păi tu îți dai seama ce perspective li se deschid, ce situație, ce nume. Ai să vezi că le dă și mașină. Asta nu. De ce? Fiindcă le-a dat. Cum? Când? Dar nici nu mi-ai spus. De o lună. E, acum să te ții. Premii, congrese, plecări în străinătate... Te pomenești că-l face și ministru. Dacă merită om. Merită, merită. Tu singur spuneai că ea e totul. N-am spus asta. Am spus că lucrează împreună. Asta am spus. Ei bine, vrei să-ți spun ce cred eu? Invenția n-a făcut-o nici ea, nici el. Dar cine? Marin. Să știi că au venit. Dar unde o fi femeia că nu deschide? E, unde să fie? Nu ți-a spus când am venit că a trebuit să plece la ședință, la sindicat? E. Lasă că mă duc eu să deschid. Bună ziua! Nu s-a las profesorul Andrei Bârlea aici, așa de... Da, da, da. De la cooperativa universitară. Da, e bine, uite, lasă-le aici. Bună ziua! Da, bună ziua! Bună ziua! Ah, sat fără câini. Dacă nu mă duceam să deschid, pleca.
Acu trebuie să pitișie. Ah, vai de lume ce-i gospodăria aia fără o mână de femeie. Și domnișoara asta... Care? Asta, Ioana asta, nevasta lui Marin. Asta ce hram poartă? A, o fată foarte bună. Îi ajută foarte mult. Dumnezeu știe cum. Aneto, nu mai bârfi, nu mai bârfi. Dar bine, omule, nici că suntem între noi, n-am voie să mă exprim. Pempontă, fardată, cochetă. Asta nu cred eu că se pricepe în chimie, Pavele. Poate în fizică. Altfel nu-i lua cu ei în casă. Teribile ești, dar nici nu i-a luat. Când le-a dat locuință, le-a dat-o la toți. Da, și s-a nemerit așa să le dea împreună. Ei, nu lucrează împreună. Păi, dar eu ce spun? Nu lucrează. Poftim, acum m-am angajat și portar. Vă rog să mă iertați că v-am deranjat, domnule. Ce importanță are? Cineva tot trebuie să deschidă, că femeia văd că... Dacă știam că doamna trebuie să... Ei, nu face nimica. Așa e în ziua de azi. Da, cu personalul de serviciu a rămas aceeași eternă problemă. Mie mi-o spuneți. Înainte nu-ți plăcea, o dădeai afară. Acu trebuie să o concediezi. Da, într-adevăr. Te mai reclamă și la sindicat. Aneto, taci, nu mai Ați aflat și dumneavoastră de Andrei? Da, de azi de dimineață, de la 6:45. Dumneavoastră de unde știți? De ziare, pe toate le-am cumpărat, da. Pentru colecția de Andrei, sper să-i facă plăcere. Sigur, ție nu ți-a dat în gând. Ce fericit sunt, da. Și noi, și noi. Eu întotdeauna am avut încredere în oamenii. Da, noi. Ce carieră strălucită, ce viitor extraordinar îi așteaptă. Credeți că descoperirea asta este chiar atât de mare? Vai, de mine, doamne, are niște proporții. Da, mă bucur, meritau. Dumneavoastră îi cunoașteți de mult? Din liceu, colegi de clasă și de bancă. Cu el începea catalogul, Bârlea Andrei. Și cu mine se termina Zaharescu Pavel. El primul, eu ultimul. Cam viața era. Și noi am fost un soi de colegi, dar de universitate, la Paris. Când el termina Politehnica, eu nu începusem încă filozofie. În schimb, mâncam la același restaurant. Atunci două cantități egale cu a treia sunt egale între ele. Și noi suntem colegi. Îmi dați voi, Victor Dumitrescu. Da? Rudă cu Dumitrescu? Nu, doamne, niciun fel de rudă. Primul din dinastia mea și prieten intim cu Andrei. Da, ca și Pavel. Andrei nu face un pas fără el. Da, și dumneavoastră sunteți chimist? Alimentar. Foarte interesant. Da. Iată o ramură care m-a pasionat într-o vreme. Îmi propusesem chiar să scriu o piesă de teatru din lumea dumneavoastră. Nici o precopseală. Ce subiect e ăsta? Inventator de macaroane, inginer de spagheti. Aneto. Meserie nenorocită. Dumneavoastră... Sunteți autor de teatru, nu? Compuneți piese. Da. Profesiunea dumneavoastră e cu totul altceva. Și... Repetiții, premiere, succese, banchete. Ați scris multe? Multe. Și câte s-au jucat? Niciuna. Dar n-are importanță. E și asta o chestie de șansă. Da. Și ce gen scriți dumneavoastră? Eu să vă spun drept, eu am rămas la tragedie. Oedip Rige, Aida. Aneto, asta e operă. Ce operă? E o capodoperă. Scriți și dumneavoastră tragedii? Nu. Nu, acum în urmă am terminat o piesă din zilele noastre, din lumea petrolului. Interesant. Da, mi-a respins-o. De ce? Închipuiți-vă, plasasem acțiunea la Sascut. Și direcția teatrelor pretinde că acolo să nu mai fabrici de zahăr. Și de unde nu știu ei că dedesubt nu este și petrol sub zahăr. La țara noastră gâlgâie de petrol. Da, au găsit că piesa nu reflectă realitatea. Și ceea ce e ciudat e că nu i-a plăcut nici Irine. Și în părerea Irinei, să vă spun drept, am încredere. Ce femeie instruită. Da, nu spuneam eu, Pavele. Da, exact vorbele mele. În general, tot colectivul ăsta este bine sudat. Da, adevărat. Dar de Ioana ce spuneți? Ce fată serioasă, mititica. Și ce bine pregătită. Dacă n-ai cunoaște-o, nici n-ai bănuit. Ce să bănuiești? Bănuiți dumneavoastră cumva ceva? Nu, dar oricum vine din altă lume, știți? Da, și totuși ce muncitoare. Da. Eu admir foarte mult. Mie, să vă spun drept, mie mi-este chiar dragă. Dumneavoastră ce credeți? Da, și eu. Nici nu știți cum așteptăm să îmbrățișăm pe toți, adică tot colectivul. Da, păcat că el e plecat. Ei, dar până diseară tot o să vină. Păi cum o să vină, că e plecat de două zile? Cine, domnule? Cum cine? Andrei. Andrei, nu e în București? Da, doamnă, la Reșița, stă cel puțin 10 zile. Pavele, Pavele. Eu am venit să o văd pe Irina. Îmi trebuie câteva date pentru un interviu. Sunteți și ziarist? Da. Dar unde scriți?
Nicăieri. Acum vreau să intru în presă. Am încercat cronică literară, sportivă, dramatică, meteorologică, dar peste tot m-am lovit de invidioși. Acum vreau să dau o lovitură, să intru în reportaj și interviuri. Vă să zic că sunteți ziarist. Oh, dacă vreți un interviu, poate să vă dea și bărbatul meu, că și el știe să răspundă. Lasă, Mutulica, lasă, că știm noi ce modest ești tu. Ia întrebați-l numai să vedeți cum îi turuie gura. Acum face o lucrare foarte importantă, derivatele din Arpacaș. Pasionant. Mi-a dat un sfiu, trebuie să plec, am atâtea pe cap. Andrei! Ți-am spus eu că vine. Ești în București? Unde ai plecat? V-am fiind doar. Vini mici, gata? Da, da, ce plăcere să vă găsesc împreună. Nici nu știam că vă cunoașteți. Ne-am găsit colegi. Irina v-a văzut? Nu, și eu căutam. Știam că tu lipsești și voiam să dea câteva date suplimentare. Date despre ce? Despre ce? Vreau să vă iau un interviu. Articolul de azi e pus în mișcare. Ce articol? În primul rând pe noi. Dragă Andrei, să ne întrezești. Nici nu știi ce fericiți suntem. Lasă-mă să te sărut. Nu, pardon, să te sărutăm. Ce s-a întâmplat? Tu nu știi nimic? Urlă București, dragă. Cum n-ai văzut ziare? Nu, de când am plecat. Atunci poftim, ia și citește. Lucrările începute de cercetător Andrei Bârleș de colectivul său. Da, cercetările, importanța, atingerea scopului economice din punct de vedere practic, planul de stat, e foarte frumos. E, dacă a apărut în ziar, sunt dezlegat. Vă spun, fraților, lucru poate fi socotit ca și terminat. Eram sigur, ia-ți-ne, ce e la reșița? E foarte bine. Trebuie să vă mărturisesc, sunt uluit. Am citit sute de reportaje, am văzut nu știu câte fotografii, dar dacă n-aș fi fost acolo, n-aș fi crezut. Ei, nu spuneam eu, Pavel, trebuie să fi fost grozav. Masă, muzici, steaguri. Dimpotrivă. Voi nu știți ce muncă se duce în uzină. Eram cu inginerul Dronțu. Dronțu pe Valeriu, și ăsta coleg cu noi. Mă simțeam Dronțu, aproape umilit în salopeta mea mult prea nouă. Trebuie să o murdărești nițeală înainte. Și puțin ridicol. Îmi pregătisem în minte un discurs. Să știți că-l vedem și la cinema. N-am mai putut spune nimic. Mi-au ieșit oamenii înainte și mi-au vorbit de parcă mă cunoșteau de când lumea. Echipa lui Victor Vanghele, un băiat de 22 de ani, nu lăsase lucru de 28 de ore. Vai, săracu. Vedeți? Citim câteodată o frază, o nouă atitudine față de muncă. Dar nu ne dăm seama. O bag în articol. Extrem de interesante sunt observațiile unui maestru. Stai că le-am notat. Să notez și eu? Tașcă, Ion Tașcă. Tașcă. Da, jucăm o carte mare, frate, îmi spunea Tașcă ăsta. Acum noroc bun să avem și să înceapă să curgă fonta asta nouă. Dar trebuie să ne iasă că sunt toți cu ochii pe noi. Teribil de rău mi-a părut că a trebuit să plec. Bună seara! Bună seara, bună seara, Ioana! Eram îngrijorată. Mă temeam că ți-am telefonat târziu și că pierzi legătura. Dacă nu-mi dădeau Zina o mașină, nu prindeam rapidul la Camseliș. Da. Dar unde e Irina? La institut. Ce a spus când a văzut ziarul? S-a bucurat? Hei, atunci noi ne ducem, că tot aveți treabă. Nu, nu, de ce nu mai rămâneți? Cu Pavel nici n-am apucat să schimb cuvânt. Zău, rămâneți, o să se bucure și Irina. Ce spui, Pavel? Rămânem la masă? Și cu fetița ce facem? Atunci uitați ce vă propun. Cât fac eu un duș, voi vă repeziți până acasă. Da. Dar vă întoarceți, da? Cu mine ce faci, Andrei? Păi ce să fac tu? În orice caz mănânci cu noi, ești aborat. Trebuie să te aștept mult? Da. Pentru interviu, dar 5 minute și îți dau câte amănunte vrei. Sunt darnic. Atunci noi plecăm. De ce să plecăm amândoi, dragă? Dacă te duci tu, noi... Da, plecăm amândoi, că nu o să lași o femeie singură și bolnavă de ficat în puterea nopții pe stradă. Bine, bine. Hai, bine. Și într-o jumătate de oră suntem înapoi. Vedeți, să nu care cumva. Hai, dar se poate. Abia aștept să mă întorc. Eu sunt moartă după metale. Fierul, fonta și oțelul. Domnule, nu mă țin mult. 10 minute sunt omul tău. Bine, mai să fie 10 minute. Pe ceas. Cum se spunea pe vremuri în operetele vieneze, endlich allein. Mă rog? Am spus endlich allein. Enfin seul. În sfârșit singur. Și mai departe? Cum mai departe? În altă limbă. Ai, îmi tai tot elanul, Ioana. Te folosești de timiditatea mea și glumești. Două minciuni deodată. Dumneata nu ești timid, iar eu nu glumesc. Și acum ce ți-a venit să-mi răscolești dosarele, să-mi zăpăcești hârtiile? Iată-mă, dar știi ce mă gândeam? Ce? Că pentru dumneata era mai potrivită o altă îndretnicire. O îndretnicire care să implice fantezie, contemplație. Știu, ești gata să-mi vorbești de poezia atomilor, de ritmul tainic al formulei, C6H2 pe C6, cunosc melodie.
Vezi, în trecut, vechii alchimiști aceia, da, recunosc, aplicați în trans asupra retortelor, hipnotizați de ecuații, închiși în cercul lor magic, iese piatra filozofală, nu iese, găsesc elixirul vieții, nu, dobândesc paraceul universal, e o himeră. Înțelegi, Ioana, ce vreau să spun, nu? Mă, să râd, Victore. Dar ce crezi, că noi nu suntem la fel de fermecați de profesiunea noastră? Doar că noi nu mai căutăm piatra filozofală pentru ea însă. Și atunci unde e farmecul profesiunii, Ioana? Ia gândește-te. Poate în conștiința asta simplă că îndeplinim o misiune. E, bravo, ai făcut progres. Vorbești ca o agitatoare. Vorbești ca un om lucid. O cunoști pe Irina? A, Irina e o schemă. Irina? Ioana, Irina e o flacără. Ioana, tu-ți falsifici viața, Ioana. Mâinile astea nu sunt făcute ca să le ardă acizii. Fruntea asta nu ți-a fost dată ca să o întunece grija ei prubetelor. Dar tu nici nu mă asculti. Te ascult. Am impresia că mi-a cost mai puțin atenție decât unei hârtii. O hârtie se poate rătăci pe când dumneata. Eu sunt gata rătăcit, Ioana. Ce ai tăcut? Aș și vrut să spun eu ceva, dar... Spune. Nu, că... Îmi făgăduiești să rămân între noi? Nu semnezi poliția în alb. Ioanu, am scris... Nu, că o să râzi de mine. Jur! Jur că n-ai să spui la nimeni. La nimeni. Am scris o romanță. O romanță? Și știi pentru cine? Să nu-mi spui că e pentru mine, că nu te cred. Ba da, să crezi că pentru tine. Am imprimat-o azi la radio. Vrei să asculti? Hai că ți-o pun la patefon. Da. Dragă, nu ți-a spus cum merge la uzină? E, cum vrei să meargă? Probabil conform planului. Mulțumesc. Asta știu și eu. Voiam amănunte. O să le afli imediat. Imediat, imediat. N-am de unde să ți le dau. Dar tu de ce e supărată? Nu sunt supărată. Spui un nu care de trei ori da. E bine, atunci da. Fiindcă te porți cu mine de parcă am fi luat de 12 ani, nu de 12 luni. La 15 iunie s-au împlinit. Mă mir că mai ții minte. Am memoria cifrelor. Și caragiosul ăsta de Victor care nu mai iese. Da, eu am o memorie teribilă. Da, memoria ai. Dar ce-mi lipsește? Atenția. Nemaipomenit. A fost suficient să vină un dramaturg neisprăvit și un compozitor neînceput să-ți dedice o romanță ca să nu mă mai înțeleg cu tine. E, hai. Hai, vină lângă mine. E, hai, ne-am împăcat. Nu ne mai trec prostii prin cap? Îmi vorbești ca unei gâsculițe. Dar cred că am dat suficiente probe. Da, dar mai sunt lucruri, reziduri, amintiri. Ah, din nou cântecul ăsta al răsuflat. Nu mi-aduci iar aminte că vin dintr-o lume. Hai, dă-i drumul. Nu vorbi așa. Nu sunt simple povești. Ții minte ce mi-ai spus azi dimineață când te-ai trezit? Am visat că mă plimbam cu docarul spre Crânguri. E bine, râs tu. De docarul ăsta e vorba. Vorbești copilării și mă și amuzi. Când vrei tu să fii subtil, ai un haz. Draga mea, eu nici nu vreau să fiu subtil. Nimeni dintre mine nu a fost subtil. Nici tata, nici bunicul n-au avut vreme să fie subtil. 30 de generații de ai mei au muncit pentru stăpân. Iar eu mă trudesc ca nicio generație viitoare să nu mai fie pusă la jug. Da. Asta e tot. Eu n-am dormit toată noaptea cu gândul la Reșița. De asta n-am timp acum să analizez plăcerea pe care ți-a făcut-o ție compoziția dumnealui. Și dacă mai spui un cuvânt, iau romanța asta și dau cu ea de pământ. Ce romanță? Nu, o romanță, a scris-o Victor pentru Ioana. Nu, Victor e pentru Ioana. Nu, dragă, nu mai băgați între ei. Am scris așa, pur la mur de la... Ei, atunci eu mă duc, da? Da, du-te și întoarce-te imediat. Mă întorc, sigur că mă întorc. Zbor la gazetă, le las interviu, îi fac praf. Și dacă nici de data asta nu recunosc, mă las și de gazetă. Art să știu cum merg pregătirile în uzină, tovarășa. Perfect. Va să zic că Victorașa nostru... Alo, da? Casa inginer Andrei Bârlea? Da, cine întreabă? Chiar tovarășul inginer Bârlea? Nu, aici asistentul profesorului Bârlea. Dar nu s-ar putea vorbi cu tovarășul inginer? În legătură cu ce, vă rog? Am dorit unele declarații pentru ziarul... Un moment! De la o gazetă vor câteva declarații. Peste o oră. Alo? Reveniți, vă rog, peste o oră. Da, mulțumesc.
Vă să zic că poetul nostru scrie de zor. Lucrează în sfârșit pe teren. A găsit probabil un teren propice. Adevărat, Ioana, ai avut dreptate că nu sunt subtil. Dacă romanța asta... E mai mult un roman. Ei, ce vești ne aduci de la Arșița, tovarăș Andrei? Abia aștept să vină și Irina, până atunci nu suflu un cuvânt. Mă duc să văd eu cine e. De la radiodifuziune. La ora asta? Să intre. Da. Poftiți, intrați. Bună seara. Bună seara. Profesorul Bârlea? Eu. Răducu, de la radiodifuziune. Mare bine. Răducu. Mare bine. Îmi pare bine. Mă salut. Uitați de ce vă deranjăm. Pe linia articolului de azi dimineață am voi câteva detalii în legătură cu cercetările dumneavoastră. Bine, dar articolul era foarte explicit, foarte lămurit. Nu știu ce aș putea adăuga. Să vedeți, radiojurnalul de duminică transmite știrile cele mai importante ale săptămânii. Am voi câteva amănunte care să pun accentul mai puțin pe partea tehnică și mai mult pe aplicarea descoperirii în industrie. Asta da, de ce nu? Atunci la ce oră trebuie să vin duminică la studio? Da, nu e nevoie să vă deplasați dumneavoastră. Am adus noi magnetofonul. Imprimăm aici și retransmitem de pe bandă. Amuzant. Asta înseamnă că duminică o să mă pot asculta de acasă. O să vă puteți auzi imediat. Un moment să aducem magnetofonul. Irinei să nu-i spuneți nimic până duminică. Să vedeți ce cap o să fac. Da. Pune la aici, te rog. Da? Așa. Toată banda. Un moment să arătăm banda și... Da. Gata? E gata. Când vă facem semn, începeți. Și în timpul ăsta, liniște-vă. Am uitat să vă întreb. Cât timp vorbesc? 4 minute. Trebuie să spunem ascultătorilor noștri că extragerea fierului, acest metal atât de necesar industriei în cadrul realizării planului de stat, este o problemă extrem de importantă. Calitatea acestui metal extras din minereurile noastre, din pirite, lăsând încă de dorit. Procedeul preconizat de noi reprezintă un pas înainte pe calea industriei extractive, contribuind la valorificarea unei însemnate avuții naționale. Am pornit aceste cercetări acum 18 luni și colectivul nostru are astăzi satisfacția să constate că eforturile lui n-au fost zadarnice. Bună seara! Dar ce e aici? Dar ce s-a întâmplat? Dar ce e cu tine? Când ai venit? Inutil că tot s-a stricat banda, așa că... Când ai venit? Pentru ce ai venit? Dragă, am să-ți explic, am venit cu rapidul. S-a întâmplat ceva la uzină? Nu, totul e în cea mai perfectă ordine. Uite, dumnealor, sunt de la radiodifuziune. De la radiodifuziune? Da. Mi-au cerut câteva lămuriri pentru jurnalul de duminică. Transmite știrile cele mai importante ale săptămânii. Ascultați, vă rog, o parte din imprimare. Ora industriei extractive, contribuind la valorificarea unei însemnate avuții naționale. Am pornit aceste cercetări acum 18 luni. Și colectivul nostru are astăzi satisfacția să constate că eforturile lui n-au fost zadarnice. Bună seara! Ce s-a întâmplat? Cu tine, când ai venit? Dragă, am să te explic, am venit cu rapidul. Dar s-a întâmplat ceva la uzină? Nu, totul e în cea mai perfectă ordine. Uite, dumneavoastră... Partea asta o ștergem, știți? Repetați ultima frază, după care, dacă doriți, adăugați și dumneavoastră câteva cuvinte, tovar și Irina. Da, spune și tu ceva, Irino, după cum vezi pe linia articolului. Nu, îmi pare rău, dar cred că articolul de azi dimineață e suficient. De așa, Andrei, nu văd ce am putea adăuga și nici nu cred că are rost ca azi. Păcat, au stricat oamenii banda. Nu face nimic, să șternă. Atunci e perfect. Da, ne scuzați. Da, nu face nimic, e foarte practic sistemul. Da. Bună seara. Interesant magnetofonul ăsta. Iar tu ai avut dreptate, sigur, n-avea niciun rost. Poate că totuși articolul... Articolul nu pune problema decât în linii generale. Pentru ce să vorbim de bazele științifice ale cercetării? De ce să ne grăbim? Ar putea să dea impresia că ne facem singur reclamă. Irino, dragă, ai rămas o mică profesoară. De provincie, știu. Și mai știu că tu mi-o ierți. E altceva. Sunt prudentă. Zău, dacă n-are dreptate. Nici o prudență nu e deprisos.
Uite, oamenii ăștia doi sunt ei de la radio. Dar eu tot trebuia să le cer legitimația. Da, dar nici nu mi-ai spus. De ce te-ai întors, Andrei? Voiam să-ți comunic tovarășa Irina, dar nu te-am găsit toată ziua. Lui Marin am spus. Tovarășul Andrei e chemat mâine dimineață la planificare. Cum? Și pentru asta pleci tu de la uzină? Măi copii, dacă știm voi... Dar ce, Andrei? Spune, s-a întâmplat ceva? Ce e, tovarăș Andrei? Să vă spun... Măi copii, proba cea mare nu mai are loc la 8 iulie. Nu mai are loc? Nu mai are loc la 8? Dar când? Astă seară, miercuri 1 iulie. Cum? Proba are loc astă seară? Astă seară? Acum? Acum, peste o jumătate de oră începe să curgă fonta. Îți dai seama, Marine, fonta la care lucrăm noi de 18 luni. Dar cum de te-a lăsat inima să pleci? Să-ți explic. Eu m-am dus la Reșița ca să asist la ultimele pregătiri, nu? Da. Socotisem să stau acolo o săptămână. Poate chiar mai mult. Tocmai. Știam că preparativele au nevoie de 21 de zile. Urma de să stau acolo încă o săptămână. Când am venit însă mi-a ieșit Roman înainte. Cât timp ați acordat pregătirilor? Mă întreabă Roman. 3 săptămâni. Ați calculat exact? La secundă. Ei bine, îmi spune Roman, suntem gata de probă. Măi copii, voi vă dați seama cum s-a lucrat acolo. Și totuși pleci. M-a chemat ministerul, Irina, o ședință extrem de importantă. Și pe urmă, ce rost mai avea să stau? Peste o jumătate de oră începe proba. Roman mă anunță imediat. Măi copii, voi vă dați seama ce zi trăim? Mă gândeam în tren. Ne chinuim de 18 luni. Au fost zile bune. Da. Au fost și zile grele. Zile în care credeam că suntem aproape de succes. Altele de descurajare. Vă aduceți aminte când am ars toate hârtiile? Și a doua zi am luat-o de capă. Mă uit la noi cum stăm acum toți patru. Ca la prima noastră ședință. Irina a prezentat un scurt referat. Îl știu cuvânt cu cuvânt, pot să-l spun pe din afară. Ioana lua note ca o școlăriță. Eram intimidată. Mă uitam la voi și mă întrebam. O să iasă ceva? Da, mi-era frică. Seara mă sfătuiam cu Irina și îi spuneam. Nu o să iasă nimic, nu poate să iasă. Exagerez. Parcă te aud. Nu facem niciun progres, stăm pe loc. De o lună batem apa în piuă. O să ne alți înainte. Se pare că și Stoican lucrează în aceeași direcție. Și ce? Nu era posibil? Noroc că lucra Stoican. Alo, da? Mă iertați, vă rog, tovarășul inginer s-a întors? De la gazetă. Nu sunt aici. Nu, profesorul Bârlea nu s-a întors încă. Bine, mulțumesc. Nu dăm nicio declarație. Să scoatem telefonul din priză. Nu, după ce ne cheamă uzina. Măi copii, voi vă dați seama ce zi minunată trăim? Irina mea dragă. Fii cu minte, Andrei. Îți închipuiai tu acum 15 ani când ne chinuiam la exploatare la Evans? Nu m-am îndoit nicio clipă. Dar când eram departe unul de altul, credeai că o să ajungem să trăim o zi ca asta? Da, am crezut. În timpul războiului m-am adăpostit 2 luni într-o căsuță a unui muncitor la marginea câmpinei. Acolo am auzit la radio prima dată cuvintele. Va fi sărbătoare și în ulița noastră. Erau zile grele, ne goneau bombardamentele, ne-am risipit, am plecat, am pribegit. Și mi-aminteam mereu de căsuța aia curată, simplă. Și mă întrebam, o mai fi existând, ars, e pustie? Am revăzut-o acum câteva luni. Am intrat în curte, căsuța era proaspăt zugrăvită. Gardul îndreptat, un rând de flori și în grădină se jucau câțiva copii. Era iarăși sărbătoare în ulița lor. Astă seară e sărbătoare în casa noastră. Lasă-mă să te sărut, Irina. Cine-o fi? Aoleu, Zahare! Dar ce-i cu ei? Iartă-mă, Irina, am uitat să spun. Au fost adineauri aici, am poftit la masă. Bine, dar nu știu dacă am ce să le dăm. Nu mă interesează. Hai, fetelor! Irina, Ioana, chimiste să vă văd! Să scoateți din aer bunătăți! Hai, fatele, hai! Irina, ce bine mare te găsesc! Știi că n-ai mai fost astăzi odată pe aici? Nu, arba aceea, ori de loc, ori de două ori pe zi. Mi-era teamă că nu mai veni. Se putea, ce nu știam că vă pregătiți? Vai, dar ce drăguță te-ai făcut, Irina! Și tu, Ioano! Vă priește invenția. E atunci pe noi să ne iertați. Trebuie să încercăm să fim și gospodine. Oh, dar să lasă că știm noi ce gospodine ești tu. Am nepregătită. Hai, Ioan. Ai auzit-o, nepregătită, rămânem nemâncați. Atunci o să mă iertați și pe mine. Mă duc să dau ajutor la popor. Pamele, știu că nu ești băutor. Dar am un vin de pe vremea când eram noi într-a cincea de liceu. Și trăgeai chilul la istorie. Nu puteam să memorez niciun domnitor. Ții minte când ai spus că după Ștefan cel Mare a venit fiisul Ștefan cel Mic? Cine o mai fi? Hey, o fi venit femeia de la ședință, de la sindicat. Lungă ședință, plenară.
Asigur, pe autorul romanțelor l-am uitat. Dacă am trântit un reportaj pe trei colare, să zbârne. Da, și unde apare? Nicăieri, auzi, mi-a dat ghinion. Îl scriu, îl dau, îl citesc, le place. Și? Și mi-l dau înapoi. Aveau alt articol gata cu les, tot despre voi. Da, nu-l mai impresionează, vocația mea tot teatru rămâne. Ei, da. N-am mare lucru, o plachie de crap. O, plachie de crap. Plachie de crap. Tu să taci, Pavele, am auzit că face foarte bine la fica plachia de crap, taci. Unde-l și pe Victor? Dar cum de-ai intrat? Pe coș. Irina, dragă, scumpul meu Andrei. Astă seară e pentru noi cea mai frumoasă dintre sărbători. Uite, doamne, că am uitat discuția și avea niște metafore la sfârșit. E, nu-i nimica, poate ți-l aduci aminte la desert. Aneto, Aneto, ce naiba, n-o să ne dea nici desert? Dragii mei, Irina și Andrei. Și Marin, și Marin. Lasă-mă, dragă, potolește, lasă-mă, pasă-vă. Dragii mei, Irina, Andrei, Ioana și Marin, vă urez din toată inima ca succesul vostru de astăzi să fie acum pentru voi. Asta e norocul lui la discursuri. Da. Casa inginer Andrei Bârlea? Da. Vorbiți cu Reșița? Reșița, Reșița. Reșița, imediat anunță rezultatul probei. Proba? Proba? Ah, moartă sunt după mine reuri. Alo, cine, Roman? Dar cine? Andrei Bârlea, eu, Bârlea la telefon. Da, 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 te aud. Proba n-a reușit. Cum? Proba n-a reușit. Ce ai spus? Dar ce s-a întâmplat? Dar ce s-a întâmplat, Andrei? Vorbește! Proba n-a reușit! Cum? Proba n-a reușit! Nu se poate! Alo, inginerul Roman! Inginerul Roman! Da, inginerul Roman! Dar stai, te rog, la telefon! Vorbește dumneata, tovarășe Irina! Da! Alo? Dar cine e? Eu, Irina Bârlea! Repetă, te rog! Auzi? Da, da, te aud! Proba n-a reușit! Cum? N-a ieșit fonta așteptată! Proba n-a reușit? N-a ieșit fonta așteptată? Așa cum am spus, n-a ieșit fonta așteptată. Da, da, bine. Proba n-a reușit. Dar cum n-a reușit? Ultimul rând de cafele. Nu mai înțeleg nimic. Nu poate să-mi intre în cap. Nu mai căutați, căutați de pomană. Nu e nicio erare. Încep să cred la fel. Totuși trebuie să fie o greșeală. Sau ne-a scăpat ceva. Altfel cum se explică eșecul? La laborator toate probele au ieșit bine. Vă dați seama ce proporții o să ia povestea asta? Și ca dracu tocmai astăzi să apară și articolul. Dacă nu se făcea atâta zgomotărea cu totul altceva. Să ne păstrăm în primul rând calmul. Să nu ne mai gândim la nimic, numai la lucrările noastre. Sigur că este o situație catastrofală, Ioana, nu-ți dai seama? Ați găsit? Uite și pe ăsta, am găsit pe dracu. Când găsiți, mă treziți și pe mine. Exagerez, tovarăș Andrei. Sigur, e neplăcut, dar nu poate fi vorba de o nenorocire. Trecem noi și hopul ăsta. Nu se poate ca dumneata, noi toți să nu găsim până la sfârșit buba. Trebuie să fie un nimic, un fleac. Poate să aveți voi dreptate, dar eu nu cred. Îmi storc de 8 ceasuri mintea și nimic. Ești obosit, asta e. Irina, îndărăbnicia și calmul ăsta al tău spun drept că mă și exasperează. Ei, ce urmează atunci? Să ne punem ștreangul de gât? Ai o expresie cum n-am văzut în viața mea. Trebuie să revizuim calculurile punct cu punct. De asta ar fi fost bine să nu fi plecat tu de la Reșiță. Și ce făceam? Mă aruncam eu în furnal? Nu, da, ai fi știut cum s-a întâmplat. Și telefonul ăsta care mai... Acum, tu de ce îți pierzi vremea aici, Victor? Nu, că nu-mi pierd vremea. Mă interesează foarte mult. Lucrez. Du-te mai bine și lucrează acasă. Nu, că acasă ador. Și când mă gândesc cu ce zâmbet o să mă primească mâine, spăica. Îți jur că e ultimul lucru la care mă gândesc. Marine, ai la îndemână tabela lui Tutkov? La ea mă uit. Ce coeficient dă cu privire la fluiditate? Cum am prevăzut și noi. De neînțeles. Stai să ne întoarcem la... Dar nu vedeți că ne învârtim pe loc? Batem apa în piuă de la ora 9 seara și e 5 dimineața. Devine și caragios. Să admitem că e o eroare a noastră de calcul. Credeți că a fost posibil să nu observăm 18 luni și că o să o descoperim acum la ora asta? O găsim. Nu se poate să nu o găsim.
Mai stăm 18 luni aici și o găsim. Așa. Și acum la lucru. Să ne împărțim materialul. Eu revăd protocolul privitor la capitolul 1. Revizuiesc temperatura și rezistența. Marin, ar trebui să... Sunt obosit, copii, nu mai pot. Nu uitați că ieri toată ziua am fost pe drum. Ei, tocmai, ar trebui să te duci să te odihnești. Rămânem noi. De când a venit vestea asta, nu mai simt nicio oboseală. Da, dar nu mai dăm niciun randament. Ia hai, domnule, încă o dată. Unde e schema lui Stutz? Aici. Ce presiune indică? 12 atmosfere. Irino, tu îmi dai presiunea. Tu, Marine, fluiditatea. Tu, Ioano, îmi dai procentajul în fosfor. Dar și mie îmi dai o pernă. 0,126. 0,102. Nu mai pot, nu mai rețin nimic. Hai să ne culcăm, Irino. Da, e mai bine să ne odihnim. Culcați-vă și voi, copii. Cum, merge să vă culcați? Perfect. Suspend și eu ședința. Noapte bună. Da, să știți că eu sunt foarte mulțumit cum s-a lucrat. Priviți. Noi lucrăm înainte. Da. Eu o să mă odihnesc pe sofa în sufragerie. Nu vreau să te tulbur, Andrei. Dimineața am lucrări practice. La ce oră se trezesc, tovarășe Irina? Peste 2 ore. Bine. Ioano, refă tu temperatura. Și tu punctul de topire. Lasă și lucrez. Aici e totul exact. Și aici? Vrei să-mi dai o clipă rigla? Poftim. Teribil de lovit, Andrei. Ce-ai spus? Andrei e teribil de lovit. Ce e glumă să lucrezi 18 luni și deodată să se spulbere totul? Prea vede însă lucrurile negru. Trebuie să reluăm cercetările liniștite. Irina avea dreptate. Îți închipui că Irina e liniștită? Se stăpânește mai bine, atâta tot. Eu de când am primit telefonul ăsta simt că nebunesc. Cu temperamentul tău nici nu-i de mirare. Cum? Hai să vorbim de temperamentul meu. Să turbesc, nu altceva. Marine. Da. Tu știi care ar fi cel mai bun lucru de făcut? Care? Să închidem toate hârțoagele astea și să reluăm lucrul peste un timp. Când peste un timp? Să zicem, peste o lună. Ce-ai rămas așa? Mă uit câteodată la tine, ascult ce spui și îmi vine să mă crucesc. Ce enormitate am spus. Și experiențele și lucrările? Ce? Mai încet că-l trezești. Să așteptem. Simplu. Foarte simplu. Dar ce te închipui tu că e în joc aici? O simplă experiență? Dacă iese bine, dacă nu, bună ziua? Aici e vorba de industria fierului. Pe care o să o rezolvi tu. Nu eu, Andrei, Irina, noi toți. E vorba de industria... Știu, nu-mi prelucra. Problema că o cunosc. Atunci cum poți să vorbești așa cum vorbești? Nu 18 luni. 18 ani, dacă trebuie să stăm aici, încremenim aici. Numai să fie cu folos. O să fie, nu se poate să nu fie. Mă gândesc că dacă tu îi putea convinge pe ei, ne-am luat și noi o mică vacanță. Vacanță? Eu nu am impresia că ai nebunit. De ce? Fiindcă mă simt obosită? Vorbești cu un calm care mă uimește. Măi, fata, aici e vorba de... Știu. De tractoare. Știu și asta. Păi atunci cum poți să trâncănești, măi, femeie? Ce dracu mă silești să-ți vorbesc așa? Ah, nu mă mai surprinde, așa vorbești tu de obicei. Vrei să mă asculți o clipă? Da. Și dacă ne aflăm pe un drum greșit? Ce însemnează dacă ne aflăm pe un drum greșit? Ce spune Andrei?
Dacă nu e o greșeală a noastră de calcul, dacă e una mai adâncă, de fond, de concepție. Nu se poate. Nu spune absurdități. Ce răspuns e ăsta? Nu se poate. Se poate foarte bine. Să presupunem că ne-am înșelat. În ruptul capului. Atunci sau absurd sau de rea credință. Te întreb, e posibil să ne fi înșelat? Nu. De ce? Fiindcă toate experiențele din laborator ne-au reușit. Și eu îți răspund, logic, această posibilitate există. Dacă între laborator și uzină este o diferență de condiție de care noi n-am ținut seama. Și atunci? Atunci. Atunci ce vrei să fie atunci? Ne odihnim, reluăm cercetările, încercăm, vedem. Și dacă izbutim, foarte bine, dar dacă nu, să vină alții mai pricepuți. Ascultă, Ioana, spun pentru a treia oară în noaptea asta. Nu mai înțeleg nimic. Adineauri, acum în sfert de oră tu ne îndemnai. Da. Tu erai cea mai pornită. Da. Tu țineai să nu întrerupem lucrul. Exact. Și acum vorbești de vacanță? Nu știu ce să mai cred. Am impresia că ești inconștient. De ce? Că mă simt obosită? Nu, pentru că poți avea calmul ăsta. Că mă gândesc la sănătate. Nu, fiindcă poți fi atât de indiferentă. Acum îmi dau seama. Ai fi în stare să lași totul baltă, să trântești tu și să pleci. Vă să zic că astea sunt nădejdile pe care mi le-am pus eu. Ai, Marine, nu exagera. Sunt chiar atât de vinovată, fiindcă am îndrăznit să sper o lună de vacanță. Da, dar când? Când? Când ardem toți în focul ăsta? O lună de zile departe de toate preocupările, de formule, de probe. Și de... mai încerc să-mi argumentez. Prima noastră vacanță, pe care o visam undeva departe, numai noi doi, la o cabană sau într-un cort pe malul mării. Hai, Marine, n-avem și noi dreptul la viața noastră? Dar asta, asta ce este? Nu este viața noastră? Nu este toată viața noastră? Ce în capul tău, Ioana? La ce te gândești tu, Ioana? La nimic. Hai să lucrăm. Vrei ceva? Nu. Și totuși cauți. Da, un strop de cafea. Mă duc să-ți fac. Nu mai e jos? Nu, îți fac sus. Mă duc. Atunci, adă-mi, te rog, și țigări. Sunt în birou. Bine. Ia să vedem dacă în tratatul lui... Nu, nu, mai degrabă în... Aici, unde e? Unde e? Da, aici. Zic că presiunea. Ce e asta? O scrisoare între firele cărții, ca și cum ar fi fost ascuns aici. Ce e asta? Scrisul Ioanei. Cum? Ce însemnează asta? Poftim. Țigări nu mai sunt. Nu? Nu. Vrei să lucrăm? Da, da, să lucrăm. Ia-te o hârtie și scrie. Dictezi? Da. Scrie așa, densitate. Ascultă, Ioana, tu ce crezi? Andrei a fost ieri la Reșița? De ce ți-a venit să mă întrebi enormitatea asta? Te întreb. Tu crezi că Andrei a fost ieri la Reșița? Sigur că a fost. N-am vorbit cu el la telefon. Și unde era? În uzină. L-au chemat de la furnal. La ce oră? Știu cât să fi fost. Dimineața, 7:30. Dar nu văd ce rost au toate întrebările astea. Nu știu nici eu, mi-a venit așa. Ascultă, Marine, dacă vrei să lucrăm, să lucrăm. Dictezi? Da, da, dictezi. Dar, în definitiv, tu de ce l-ai chemat? Nu ți-am spus? Nu mi-aduc aminte.
E așteptat azi la 10 la planificare. Aha. Atunci scrie mai departe. N-ai dictat nimic. Tocmai de aia, notează densitatea. Și tu de unde știai de ședința de azi dimineață? Mi s-a telefonat de la minister. Cine a telefonat? Nu știu, un funcționar. Bărbat sau femeie? Nu știu, cred că femeie. Interesant. Ce e interesant? Nimic. Eu de la început am bănuit. Ce bănuit? Nimic. Dar ce fel de vorbă e asta, Marine? Spui că ai bănuit, dar ce ai bănuit? Că n-a venit pentru planificare. Dar pentru ce? Gândește-te și tu. Nu văd. Să spun eu. Pentru o femeie. Oh, vorbești prostii. De ce ești tu atât de sigură? E, asta mi-a plăcut. Băi, dar teribile lucruri pot să-ți treacă ție prin cap. Andrei și aventuri și încă de genul ăsta. Vai, nemaipomenit. Hai, lasă glumele și hai să lucrăm. Vai, ai o imaginație de mai speriat. De unde le-ai mai scos toate astea? Oh, atât de puțin cunoști oamenii. Nu-i cunosc deloc. De-aia am mereu surprize. Dar ce, ai aflat ceva de Andrei? Nu, n-am aflat nimic. La îngrozitor te-a surmenat noaptea asta, Marine. Parcă ai îmbătrânit subit. Sunt oameni care albesc într-o noapte. Ionu, ce-i spune tu dacă ai aflat că Andrei are o legătură? Aha. Densitatea variabilă. Aș spune că e o absurditate, asta aș spune. Dar cum poți fi toate de categorică? Fiindcă am instinct. Uite ce e, dragă Marine, mai ai sau nu mai ai chef de lucru? Pui niște întrebări? De unde le scornești? Adaug acolo capacitatea de absorție. Ce să adaug? Îmi dictez de un sfert de oră cuvinte fără niciun sens. Eu mă duc să mă culc. Bine, dar mai stai, Nițel. Ionu, ce crezi tu despre Andrei? Dar la ora asta te-ai găsit să mă întrebi? De ce te-a apucat? Spune. Andrei e un om echilibrat. Poate puțin încrezut, poate prea sigur de el. Nu generalități. Dar ce? Din punctul tău de vedere, ca femeie. Nu ești și tu femeie? Oh, pentru mine n-a fost decât profesorul nostru și bărbatul Irinei. De ce mă minți? Te mint? De ce mă minți? Ce e între tine și Andrei? Lasă-mă în pace, fii om serios. Repet, ce e între tine și Andrei? Dar ești stupid, ce vrei să fie între mine și Andrei? Unde ai fost marți după masă? Nu știu, n-am memoria ta de polițist. Unde ai fost marți la 6? Trebuie să-ți aduci aminte. Nu știu, stai, așteaptă. Ah, da, exact, la inspectorat. Da, unde vine asta? Pe Jianu. Ah, da, acum mi-aduc aminte, era după ploaie. În piața Victoriei m-am întâlnit cu Andrei, venea de la minister. A lăsat mașina și ne-a plimbat pe jos până la lacuri. Minți și te înfunzi în minciună din ce în ce. Într-o a treia oară îmi spui grosolănia asta. Fiindcă minți. Mint? Da. Ce e asta? E scrisoarea ta? E scrisul tău? E semnătura ta? Recunoști? Ce ai spus? Că e un procedeu odios. Îți închipui că ai o armă împotriva mea și o întrebuințezi într-un mod laș, josnic. De ce n-ai venit cu scrisoarea la mine din capul locului? Deschis, cinstit. Și de altfel, ce demonstrează scrisoarea asta? Că între tine și Andrei sunt lucruri pe care eu nu le știu. Da? Mai mult decât atât, că Andrei mă iubește. Și? Andrei te iubește? Da. De când? Nu știu. Și de ce nu mi-ai spus? Că n-am acordat faptului importanța pe care o dai tu. Sigur, nici nu mă mir. În lumea ta, asemenea accidente sunt destul de dese. De aici nu e vorba de lumea mea, e vorba de viața mea. Și eu am socotit că nu e nicio catastrofă dacă răspund unui om. Căruia ești recunoscătoare fiindcă ți-a făcut o situație. Nu mi-a făcut-o el, mi-am făcut-o singură. Nu e adevărat. El te-a dus între noi și mi-explic de-abia acum de ce. Fiindcă am muncit, totdeauna am muncit. Mie îmi spui asta? Vara pe plajă la Mamaia și iarna la concursurile de schi. M-ai văzut tu? Nu ți-ai pus problema decât după ce i s-au luat lutaică domoșiile? Am muncit 2 ani fără nicio plată, crăpam de foame. Mie îmi vorbești de foame? De foame îmi crăpam noi. Voi crăpați de foame că nu mâncați decât 4 feluri fără fructe. Ai reușit să te vârși în sufletul Irinei și dragul meu.
Acum ochii hrăpăreți ai bălenilor sunt iar nesătuiți. Nu-ți mai ajunge ce ai. Marin, ești un grozitor. Sigur, ce reprezint eu? Un biet asistent pe când el... El e Andrei Bârlea, savantul, descoperitorul. Eu n-am fost decât prima treaptă. Dar nu-i adevărat, nu-i adevărat. Ah, acum se lămuresc toate. În noaptea asta se lămuresc toate. Mi-am spus că e o criză a lui Andrei și că o să-i treacă. De când durează? De când durează legătura dintre voi? Dacă îmi vorbești pe tonul ăsta și îmi vorbești de legătură, nu-ți răspund. De când durează legătura dintre voi? Nu-mi răspunzi? Nu. Îl trezesc eu. Stai! Când ai plecat tu cu Irina la Albești, am ieșit și ne-am plimbat cu mașina până la Snagov. Asta a fost tot. Și pe urmă? Pe urmă? Pe urmă nimic. Ce ați vorbit? Fleacul copilării. Ce ți-a spus, Ioana? Ai atâta imaginație să-ți închipui singur. Aha. Că nu e fericit în căsnicie. Mi-a povestit viața lui, mi-a povestit viața lor. Cum i-a despărțit războiul. Cum l-a surprins pe el în Franța și a rămas acolo? S-au regăsit după război? Așa că, de fapt, el o stimează numai... De ce nu mi-ai spus? Ce? De ce nu mi-ai spus-o din prima clipă? De ce? Oh, dar ce ar fi urmat? Să ne certăm cu toții? Să se ducă de râpă o muncă? Nu vorbi de muncă! Am văzut eu, Adinea, oricât de mult ții tu la munca noastră. Mi-era teamă pentru tine. Să nu sufăr prea tare. Mă mirajai. În curând o să-mi cer să fiu și recunoscător. De fapt, altceva era în capul tău. Să spun eu. Socoteală de arendaș. Dacă plouă, se face recolta. Dacă e secetă, vând rezervele la preț întreit. Ți-era bine și cu mine și cu el. Ioano, noi trebuie să ne despărțim. Să ne despărțim? De ce? Pentru că m-ai mințit. Dar nu te-am mințit, Marin. Sau mi-ai ascuns adevărul. Eu nu mă pricep să mă joc cu vorbele. Marine, glumești! Nu, nu glumesc deloc. Nu știu să glumesc. Nu m-am învățat viața. Ai să pleci și chiar azi. Unde? Cum? Nu știu, te descurci tu. Așa treci tu peste toată viața noastră? Sunt operații care trebuie făcute repede. Știu. Nu m-ai iubit nicio clipă. Abia acum te văd cu ochi limpezi. Satisfăceam orgoliile tale ascunse și nerealizate. Eram fata bălenilor. De asta te-ai apropiat de mine. Îmi închipuiam ca un dobitoc că am să fac în tine. Minciuni! Reprezentam pentru tine un lucru pe care altădată nu l-ai fi dobândit în viața ta. Ești rost de ambiții până în măduva oaselor. Acum îmi dau seama. Nu te interesează nimic. Treci peste orice. Totul ți este egal și indiferent. Pentru satisfacerea ambițiilor tale, ești în stare să omor oameni. Pe tine, de pildă. Nu, nu pe mine, nu pe mine, pe Irina. Te gândești ce faci din viața ei? Irina nu mi-ar ierta niciodată dacă aș lăsa o să trăiască minciună. Crezi că o să-ți fie recunoscătoare că îi distrugi căminul, viața? O viață bazată pe resturi, pe cioburi. Dar care dă roade. Otrăvite. Vezi? Vezi cum te întunecă ambiția? Roadele sunt lucrarea asta pentru care te băteai tu adineauri cu pumnii în piept. Ce să se aleagă de lucrarea voastră? Ce viperă ești! Lucrarea noastră n-are nicio legătură și niciun amestec. Așa crezi tu? Crezi că o să mai poți lucra cu Andrei? Până termin ce am început. Și pe urmă? Plec și eu. Și în timpul ăsta? O să tac. Ava să zică singurul lucru pe care îl vrei e să plec eu. Trebuie să terminăm lucrarea. Ei bine, o să vedem. Andrei? Ioano! Andrei! Ioano! Andrei! Da, da, da. Andrei! Marin vrea să-ți vorbească! Da. Ai găsit ceva, Marin? Da. Grav? Destul de grav. Atunci spune, ce taci? Ce, mă menajezi? Nu, dar... Mă gândeam cum să încep. Te ascult. Tovarăș Andrei, vreau să-și cer un sfat. Ce sfat? Un sfat. Pentru mine, este extrem de important. Pe tovarășul Lascăr de la Litere îl cunoști? Marine, ce ți-a venit? O să vezi imediat.
Are un asistent, pe unul Voicu. Nu cred că-l cunoști. Sau știi? Nu. E dintr-o comună cu mine. Un băiat foarte bun. Mâna dreaptă a lui Lascăr. Dumneata, îl cunoști bine pe tovarășul Lascăr, nu? Da, destul de bine. Dar ce legătură are povestea asta cu lucrarea noastră? Mai bine, la ora asta... Pentru mine este extrem de serios. Îmi trebuie sfatul dumitale. Îmi trebuie neapărat. Mă rog, și voi cu ăsta? E însurat de curând. Se înțelegeau foarte bine. E firesc, doi oameni tineri. Tocmai. Și acum câteva zile Voicu a aflat că soția lui are niște legături cu... Legături? Și știi cu cine? Nu o să-ți dea prin cap. Cu Lascăr. Legături de care Voicu, bineînțeles, habar n-avea. De unde să-i trăznească lui prin minte? Cum să-și închipuie că... Dumneata, ce crezi, tovarăș Andrei? Din ce punct de vedere? Cum din ce punct de vedere? Al lor. Al lui, al ei, al lui Lascăr. Nu-mi răspuns, tovarăș Andrei? Da. Într-adevăr, e o chestiune complicată. Și de unde a aflat Voicu? Are importanță. Să presupunem că a găsit o scrisoare. Atunci depinde până unde a mers legătura lor. Eu cred că nici asta n-are importanță. Faptul rămâne același, indiferent de ce a fost între ea și Lascăr. Lui Voicu i-au ascuns. Pe Voicu l-au mințit. Să vorbim întâi de ea. L-a mințit tovarăș Andrei. O clipă. De vreme ce îmi cer sfatul, am dreptul să-mi spun părerea, nu? Da. Voicu ăsta al dumitale n-are nimic să-și reproșeze? Nimic, absolut nimic. De unde știi? Știu. E un om care, dacă ar fi greșit, ar fi recunoscut. De vreme ce ea simți nevoia să caute în afară un refugiu, un sprijin, înseamnă de că... De ce nu i-a spus lui? Poate că n-a îndrăznit. A, și atunci o prefera să lase să trăiască minciună. Și ea și Lascăr. Și Lascăr, tovarăș Andrei. Voicu ăsta dubitare să nu dramatizeze. Asemenea lucruri s-au întâmplat și se întâmplă. Da, dar nu în lumea noastră. Noi ne conducem după alte principii. Principii? Omul gândește principii, dar consumă calorii. Atunci poate să gândească una și să facă alta? O, că-l facem cu toți. Da, dar nu omul ăsta nou. De care om nou? Dumneata singur vorbea aseară. Îți închipui că omul ăsta nou crește neprobetă de la o zi la alta? Un om nou cu destule păcate vechi. Sclavul câtorva instincte primare. Foamea și instinctul de reproducere. Un moment. Unde te duci? Vreau să o întreb și pe tovarășa Irina. Nu, nu trebuie. De la Irina n-ai ce afla. De ce? Irina suferă de același păcat ca și dumneata. Simplifică. Viața nu încape în formule. Atunci, nu te mai întreb ce crezi despre Lascăr. Dar să știi, eu nu cred că omul e un animal ticălos. Și nu cred că cinstea e o formulă. Atunci ce? Toate sunt formule? Și adevărul e o formulă? Și mâinile mele astea două sunt o formulă? Uite-te la mine, în ochii mei, tovarăș Andrei. Și viața e o formulă? Formule, formule, de 1000 de ori formule. Dumneata știi de ce am eșuat eu cu cercetările astea? De ce am reușit să mă fac ridicol? De ce am ajuns în situația asta, caragioasă, disperată, de râsul lumii, baciocura colegilor? Știi de ce? Fiindcă am avut o clipă slăbiciunea să mă las tras pe drumul Irinei și să accept formula ei. Cercetările le-ai pornit dumneata? Sigur, dar eu ce căutam? O nouă expresie a dezagregării sulfurice. Era o ecuație științifică frumoasă, îndrăzneață, dar atât. Ideea industrializării a Irinei. Acum parcă o aud, o să spună că sunt un om slab, că-mi pierd cumpătul. Nu, dragul meu, din nefericire văd limpede. Am reușit să mă fac de râs. Nu e adevărat. Cum poți să spui asta? Era aici. Foarte bine. Am proba în față. Dar ce e? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Am încercat să supunem știința necesității și am ratat. Ha! Și încă ce ratare. Îmi rămâne cel puțin satisfacția că pentru mine nu este o noutate. M-am așteptat. Avem surprize astăzi, tovarășe Irina. Surprize multe. Dar ce înseamnă că am vrut să supunem știința necesităților? Dar ce frază e asta, Andrei?
Dar știința care nu izvorăște din necesitate e o fantasmagorie. Formulă, și asta e o formulă. Dacă aș fi continuat cercetările cum voiam... Unde ai fi ajuns? În orice caz, nu în situația asta, fără ieșire. Fără ieșire, fără ieșire. Nu mai pricep nimic. Sau poate altceva la mijloc. E altceva, e... Știu ce e, Marine. Orgoliul lui rănit. Ambiția ta jignită, Andrei. Te gândești ce o să spună Stoican? Ai rămas un orgolios, Andrei, un înfumurat. Așa, fă morală. O viață întreagă mi-ai făcut morală. Există probabil un factor pe care noi nu l-am prevăzut, care a făcut ca experiențele din laborator să reușească și cele din uzină nu. O să-l găsim. Acum sau poate peste un an? Acum. Sau poate peste un an. Eu am răbdare. Și știi de ce? Fiindcă nu mai trebuie să lucrez pentru exploatarea petrolifera lui Evans. Să orbesc peste registre, adunând averii de care fug în străinătate. Și trebuie să ai răbdare și tu. Fiindcă nu mai putrezești la schelă, la buștenar, așteptând să răzbească sondele englezilor. Nu mi-a reușit astăzi, o să-mi reușească săptămâna viitoare sau peste o lună. Sau niciodată. Mulțumesc. Dar ce-i cu dumneata, Ioana? Dar ce-i cu dumneata? Unde pleci cu valiza? Dar ce s-a întâmplat aici? Ce s-a întâmplat, Marine? Da, pleacă. Cum? Unde? De ce? Dar pentru ce tăceți cu toții? Trebuie să plec. Dar ce înseamnă prostia asta? Dar ce înseamnă trebuie să plec? Dar încetați pentru numele lui Dumnezeu. Am impresia că noaptea asta v-a distrus nervii. V-ați certat și ce importanță are? De asta ne arde nou acum. Hai, hai, Marine, spune Ioanei... Trebuie să plece. Trebuie să plece? Păi, dar... Pot să aflu și eu despre ce e vorba? Știi, Andrei. Ce s-a întâmplat, Andrei? De ce nu-mi răspunzi? Acum ai înțeles, tovarășe Irina. Ai înțeles. Am înțeles că Andrei nu știe nimic. Și nu e nimic de știut. Așa, Andrei? Spune-le tu. Hai, hai, spune-le tu. Acum trebuie să aflăm, acum trebuie să vedem. Nu vreau, nu trebuie să avem alt gând. Auzi, Marine? Da. Niciun alt gând. Hai, spuneți-mi. Ce ați făcut? Ce ați lucrat? Eu n-am dormit, n-am închis ochii. Și cred că știu ce trebuie să facem. O să revedem lucrarea punct cu punct, experiență cu experiență, calcul cu calcul. Și atunci vom afla totul. Tot ce trebuie aflat. Absolut totul. Nu-i așa, Andrei? Alo? Vorbiți cu Reșița. Reșița. Uzina. O să aflăm în sfârșit ce s-a petrecut acolo. Ioan, o lasă valiza. Vorbește, Andrei. Întreabă să ne spună în cele mai mici amănunte. Hai, Andrei, treci la telefon. Alo? Andrei Bârlea la telefon. Aici, Roman. Dumneavoastră sunteți? Da, eu. Ia spune, cum ați făcut proba? V-ați ținut de instrucțiuni? Întocmai. Și rezultatul? Nu așa. Punct cu punct. Toate fazele de la început. Am urmat întocmai instrucțiunile, punct cu punct. Mai departe. Indicația de 6 atmosfere a hidrogenului... Cum 6 atmosfere? Vrei să spui 12? Nu, 6. Cum 6? Dumneavoastră ați dat 6? 6 atmosfere? Da, întocmai. Auzi, Irina, o nebunie, au dat 6 atmosfere. Ce tot vorbești, tovarășe Roman? Conform instrucțiunilor. Cum conform instrucțiunilor? Instrucțiunile sunt foarte limpe, scrie clar. Hidrogenul va fi dat la o presiune de 12 atmosfere. La mine scrie 6. Cum o să scrie 6 atmosfere? Marine, ia-mi instrucțiunile. Sunt aici. Cum 6 atmosfere, Andrei? Alo?
Eu, Irina. Cum 6 atmosfere, tovarășe Roman? Dar cine e? Eu, Irina Bârlea. Cum 6 atmosfere? Tovarășe Irina, în instrucțiunile primite de mine... Dacă se poate, concepe asemenea imbecilitate. Un moment, tovarășe Roman. Auzi, dumneata, 6 atmosfere. Așa, am găsit, tovarășe Roman. La mine e scris foarte clar. Instrucțiunile sunt limpezi. Și la mine sunt limpezi. Scrie 6 atmosfere. Auzi, Marini, ce susține Roman? Că în instrucțiunile lui scrie 6 atmosfere. Nu se poate. Dar ce dosar ai trimis la Reșița? Ăsta, copia lui exact. Voi. Alo? Da. Eu sunt la telefon, Bârlea. Deschide la pagina 27. Am deschis. Ia citește. Ce anume? Cum, la dumneata scrie 6 atmosfere? Exact. 6 atmosfere. Mulțumesc. Mai doriți ceva? Nu, mulțumesc. Vei primi instrucțiuni. V-ați fi închipuit asemenea enormitate? S-a lucrat cu 6 atmosfere. Și așa era trecut în instrucțiuni. Cum a fost cu putință, Marine? Cum a fost cu putința, Andrei? De ce tăceți? Răspundeți! Alo, Interurbanul? Da. Alo, de-aseară aștept. V-am rugat, dați-mi, vă rog, Hunedoara. Uzina din Hunedoara. Alo. Alo. Totul altceva. Cu totul altceva. Însemnează că nici nu au făcut experiența noastră. Îți dai seama prin ce am trecut, Marie? În sfârșit, bine că a fost așa. Dar îți dai seama, dumneata, ce nerozie să dea 6 atmosfere. Stau și mă gândesc. Cum s-a putut asta? Cum de era scris acolo 6 atmosfere? Asta mă întreb și eu. Da, domnule, cum s-a putut întâmpla? Nu pricep nimic. Mi-a citit de 3 ori, 6 atmosfere. Nu, 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 nu poate fi altceva exclus. La Reșița s-a lucrat după un protocol fals. Se poate? Nici nu-mi cap pe altă explicație. Cine a adus dosarul la Reșița? Cum cine? Eu? Irino, da. Cum îți explici tu ce s-a întâmplat la Reșița? Acolo s-a lucrat după un protocol fals. Da. Și nu pricep cum. Dosarul a fost dus la uzină de marin. Da, eu i-l-am dat. Unde îl țineai? Cum unde? Unde țin toate dosarele, la laborator, în casa de fier. Cine mai are cheia? Numai eu, țin la mine. Ar fi putut să umble cineva? Doar dacă spărgea broasca. Dosarul a fost acolo până în ajunul plecării lui Marin la uzină. Când ai plecat tu, Marine? Pot să vă spun exact, e trecut pe foaia calendarului. La 5 iunie. Dosarul l-am luat acasă în ajun, în patru. Ai umblat cumva cu el prin oraș? Cum o să umblu, tovarăș Andrei? De la laborator am venit direct acasă. Mi-aduc aminte, Ioana era bolnavă. Să o chemăm pe Ioana. E sus? Da, sus. Da? Ioano, fii bună, te rog, și vino jos. Am luat acasă dosarul, eram plic. Plicul intact? Sigilat, eu am rupt sigiliul. Mai am plicul sus. N-ai observat? Nu cumva se umblase la sigiliu? Sigiliul ne-a atins. Și de ce l-ai desfăcut? Tocmai ca să-l mai controlez odată. Am revizuit dosarul filă cu filă. Și n-ai băgat de seamă nimic? Nimic. Am luat dosarul, l-am băgat în plic, l-am pus în servietă și a doua zi la 5 dimineața am plecat spre uzină la Reșița. Marine, gândește-te bine, poate că n-ai plecat-o, poate că n-ai putut să pleci. Zici că Ioana era bolnavă. Poate că ai trimis pe altcineva, vreun student. Spune drept, Marine, să nu nebunim degeaba. Se poate, tovarăș Andrei, așa mă cunoști dumneata pe mine? A doua zi la 5 am plecat. Cu trenul? Nu, cu mașina. Dumneata mi-a dat mașina, tovarășe Irina. De ce ai plecat cu mașina? Cu trenul e mai comod. La întoarcere voiam să mă bat prin comună, pe la mine. Am avut o pană și n-am mai avut timp. N-ai oprit nicăieri? Nicăieri. Poate că totuși te-ai oprit undeva. Nu, tovarășe, nicăieri. Și servieta cu dosarul n-am lăsat-o de mână. La 8 fără 10 am fost în Reșița. M-am dus direct la uzină, l-am căutat pe Roman. Era acolo? Acolo, l-au adus de la furnal. Îl cunoști bine pe Roman? Perfect. Ne-am dus la el la birou, am deschis servieta,
I-am dat plicul cu instrucțiunile și în fața mea l-a închis în casa de fier. Pe inginerul Roman îl cunoști? Nu s-ar putea întâmpla ca înlocuirea protocolului să se fi produs... Inginerul Roman ne-a fost recomandat de partid ca un om de totală încredere. Nu te-am întrebat, Marine, pagina 27 ai revăzut-o? Literă cu literă. Nu scria cumva 6 atmosfere în loc de 12 atmosfere? Poate că nu ți-ai dat tu seama. Cum, tovarăș Andrei, o asemenea greșeală grosolană? La Reșița s-a lucrat după un protocol falsificat. Pagina 27 din dosarul Reșița a fost înlocuită. Da, dar când și cine a putut să o înlocuiască? S-o luăm metodic. Când am început noi întocmirea dosarului? Vă spun imediat, scrie pe foaia calendarului. Veste, rog. Dar ce-i cu dumneata Ioano? Ți-e rău? O migrenă teribilă. La mine pe măsuța de noapte ai un antinevralgic. Mulțumesc. În ziua de 15 mai. Atunci să reconstituim cum s-a lucrat. După toate notițele și protocoalele noastre, am alcătuit un singur dosar de concluzii. Cine l-a scris de mână? Eu. Da, Marie. După aceea s-a pus problema multiplicării. Ne trebuiau 4 dosare. Unul pentru partid, unul pentru laborator, unul pentru Andrei, adică pentru colectiv, și unul pentru uzină. Așa am ajuns la dosarele colorate, nu? Tocmai ca să am o evidență cât mai clară a copiilor. Să pot urmări precis câte exemplare se bat. S-a bătut originalul pe hârtie albă și 3 copii pe 3 foițe de 3 culori diferite. O foiță roz, o foiță galbenă și un albastră. Foile albe au constituit dosarul alb. Ha, l-am aici. L-am desigilat azi noapte când am revizuit lucrarea. Foile roz au constituit dosarul roz. A rămas în casa de fier a laboratorului. Cine l-a pus acolo? Eu l-am dat tovarășii Irina și dumneai l-a închis în casa de fier. Foile albastre au constituit dosarul Reșița, pe care l-am predat tovarășului Roman. Și foițele galbene au constituit dosarul galben. L-am depus personal la partid. Șezi, Ioan. Deci, din nou, în dosarul Reșița, o filă, fila 27, a fost înlocuită. E cum s-a putut săvârși înlocuirea? Să vedem cine a umblat cu aceste dosare. Noi 4. Andrei, Marin, Ioana și cu mine. A mai fost altcineva? Nu. Marine, a mai fost cineva? Nimeni, absolut nimeni. Cine a dictat la mașină? Cum cine? Eu. Ai mai pus și pe altcineva? Ferească Sfântul. Cum era să dau dosarul de mână? Eu pregăteam hârtiile, eu dictam, eu scoteam din mașină, eu le clasam. Dactilografa nici nu se mișca de pe scaun. La sfârșit am distrus și indigo-urile. Revizuirea unde ai făcut-o, Marine? La dumneata în birou. La mine se lucra atunci la calorifer. A, da, mi-aduc aminte. Am revizuit literă cu literă. Când a fost asta? Scrie la calendar. Lasă-l încolo de calendar. Nu, scrie. A doua zi după ce am terminat cu dactilografa. Și ai revizuit toate copiile? Absolut toate. Am întocmit și un scurt proces verbal al erorilor îndreptate. Atunci nu poate fi vorba de o eroare neintenționată. Pentru nimic în lume. Uite aici. Fila 27 din dosarul Reșița trebuia să fie copia filei 27 din dosarul meu. S-au bătut odată, de aceeași mână, în același timp. E cum o să scrie aici 12 atmosfere și acolo 6? Spuneți că în afară de noi 4 n-a mai umblat nimeni cu aceste dosare. Nimeni? Absolut nimeni. Poate că totuși s-a mai putut apropia cineva. Dar cine? Femeia de serviciu. Elisabeta? Abia știe să buchisească. Acum urmează o școală de alfabetizare. Știu eu, studenții. Ce vorbești, Ioana? Studenții? Păi ce să caute studenții la birouri? Și totuși cineva trebuie să se fie apropiat de dosare. Nu pot să-mi închipui că a venit un spirit, o fantomă, a intrat noaptea în casa de fier a laboratorului și a înlocuit fila 27 din dosarul Reșița. Atunci poate că trebuie să ne întoarcem din nou la Reșița. Poate că inginerul Roman? Nu, Ioano. Dacă Roman ar fi făcut-o, să zicem, deși e exclus, ar fi ocolit problema. Ne-ar fi comunicat, experiența n-a reușit. Cum? Nu știu. Poate că nu chiar el, dar altcineva? La Reșița? Da, imposibil. Ar fi însemnat în primul rând să aibă în mână dosarul original, după care să falsifice pagina 27. Și mai trebuia ceva. Să aibă aceeași foiță, aceeași mașină. Nu. Exclus. Ajungem la absurdități. Și încă ceva. Dacă cineva de acolo, Roman, să zicem, avea interes să ne torpileze experiența, ce era prost să-și lase cartea de vizită, dovada scrisă, materiala falsului, pentru ce să mai pună fila falsificată în dosar? Măi, oameni buni, gândiți-vă, Roman putea foarte bine să dea 6 atmosfere în loc de 12 și nici să nu ne spună. Tu ai fost la Reșița, Andrei.
Ai revizuit preparativele? Erau în cea mai perfectă ordine. Ai revăzut dosarul? L-am frunzărit, dar cui să-i dea prin cap să caute pagina 27? N-am stat acolo decât câteva ore. E, ce rezultă până aici? Un lucru foarte grav. Care? Că în dosarul de la Reșița s-a operat un fals. Asta e clar. Că falsul s-a comis aici, la București, și nu în altă parte. Asta e și convingerea mea. Că nimeni în afară de noi patru nu s-a atins de dosare. Și că deci unul dintre noi patru poartă, cu sau fără voia lui, răspunderea pentru tot ce s-a întâmplat. Unul dintre noi? Dintre noi? Sau din imediată apropiere? Cine mai vine pe la noi? Cine mai e la curent cu cercetările noastre? La noi nu vine nimeni. Și nici la noi. Cine a mai călcat pe aici în ultima vreme? Alo? Alo? Noi suntem. Da, un moment. Zaharești. Zaharești, eu îi chem încoace. Alo? Da, alo? Da. Putem să venim la voi? Da, da, veniți, veniți imediat, vă așteptăm. Da? Atunci pornim chiar acum. Vă rog, vă rog. Nu, nu, Irino, vorbești de parcă ai fi un om străin. Pe aici nu calcă nimeni. Afară de Victor. Și ce legătură să aibă el? Totuși își cam vâră nasul prin dosare. Ah, cu alte preocupări. Umblă după subiecte de piese de teatru. Dar și seara când am venit de la laborator a început să-și bage nasul prin hârtii. Eu am spus mereu că tipul ăsta e suspect. Dar ia stați. Stați o clipă. Acum mi-aduc aminte. M-a mai fost un dosar. Un dosar? Cum un dosar? Eu nu știu nimic. Deci sigur a mai fost un dosar, un dosar verde. Un dosar verde? Nu l-am văzut în viața mea. Mi-aduc aminte foarte bine, un dosar verde. Un dosar pe foiță verde. Cum, Marine, nu știi? Dragă, eu să spun drept, într-adevăr, parcă e... Cum parcă? Un dosar la fel ca toate celelalte, doar de culoare verde. Ce naiba, n-am înnebunit. Nemai pomenit. Încă un dosar, nu l-am văzut în viața mea. A cincea copie, copia verde, știu precis. Dosarul a rămas la Marin. Cum e cu putință, Marine? Ioana nu poate să se înșele de vreme ce l-a văzut. Bine, Marine, cum e cu putință să nu răspunzi limpede? Tu ai făcut dosarele, tu ai ales foițele, tu le-ai clasat, tu le-ai verificat. Cum se poate să nu știi dacă au fost patru dosare sau cinci? Cum să nu știi dacă au fost patru culori de foiță sau cinci când tu le-ai cumpărat? A, dar mi-aduc aminte, mai e un dosar verde. Cum? Astați. Stați o clipă. Acum lucrurile iau o altă întorsătură. La început am crezut că e vorba de o singură filă înlocuită. Iată însă că problema se complică. Apare încă un dosar. Un dosar de o asemenea importanță care ba există, ba nu există. Există. Și de care ba știți, ba nu știți. Eu știu. Eu n-am știut. Trebuie să știm precis ce e cu dosarul ăsta verde. Unde e dosarul? Mai întâi, ce destinație avea? Pentru planificare, dar s-a renunțat. Și unde e acum dosarul? Unde e dosarul, Marine? La laborator, la mine în sertar. Și dacă nu e acolo? Ba nu, nu e acolo. Trebuie să mergem să vedem dacă dosarul e la laborator. Cine merge? Eu. Marin, da. Hai și dumneata, Ioan. Eu aș prefera să... Nu, hai și dumneata. Mă simt rău, nu-i nimic, aerul rece o să-ți facă bine. Andrei, rămâi aici? Da, aici. Ești aici. Ce? Andrei, ce bine cu tine? Ce s-a întâmplat? Mi-era teamă că nu o să te găsesc. De ce te-ai întors? Ce o să spună Irina? Nu mă interesează. Trebuia să vin, trebuia să stau de vorbă cu tine. Ce să așezi? Liniștește-te. Ai văzut? Marina afla tot. Știu. Atunci cum poți fi atât de calm? La mine nu te gândești? Spune-mă, Andrei, dar jurăm că o să mărturisești măcar acum când vezi cât de nefericită sunt. Adevărul, ți-ai bătut joc de mine. Eu? Atunci înseamnă că nu m-ai mințit. Cum? Îți mulțumesc, Andrei, îți mulțumesc. Atunci e adevărat că mă iubești. Asta am vrut să știu. Dar eu am... Nu, taci. Taci, lasă-mă. Am vrut să mai aud odată. Acum poate să întâmple orice, orice, Andrei, mi-e indiferent. Nu-mi pasă de nimeni și de nimic, fiindcă vreau să știi.
Eu nu trăiesc decât pentru tine. Ești o fetiță proastă, da, 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 o fetiță proastă care nu-și dă seama de situație. Sunt un om bătrân. Nu, nu spune vorba asta. Nu vreau să o aud. Pentru mine ești tânăr, Andrei. Ai toată viața înaintea ta. Dar știi ce mândră sunt. Ce mândră eram de secretul meu. Mă uitam în jur și-mi venea să strig. Aflați, aflați pe mine, da, numai pe mine taci, mă iubește. Taci, poate să te audă cineva. Nu te uita așa la mine. Nu sunt nebună. Răspunde-mă, Andrei. Mă mai iubești? Dar ce înseamnă mă mai? Doamne, doamne, ce fericită sunt. Acum o clipă când fugeam încoace, era să mă calce o mașină. Nu-mi păsa. Acum însă când știu adevărul, vreau să trăiesc. Ioan. Să trăiesc, să trăiesc. Sunt frumoasă, nu-i așa, Andrei? Nu, nu, nu. Spune-mi că-ți plac. Jură-mi, Andrei. Jură-mi că orice s-ar întâmpla, n-ai să te desparți de mine. Jură-mi. Jură-mi, Andrei. Ne poftim, jur. Nu, nu, nu așa. Jură-mi că n-ai să mă gonești niciodată de lângă tine. Să te gonesc? Orice afla. Că termină cu prostiile, te rog. Nu, jură-mi că orice aș fi făcut, n-ai să mă alungi de lângă tine. Dar ce ai făcut? Nu te uita așa la mine, mă sperii. Dar cum m-am uitat? Cu niște ochi răi, necurțători, cu ochii Irinei. Dar las-o pe Irina, te rog, știi că nu-mi place să... A să zic că o iubești? Te-am rugat de mii de ori să nu-mi pui întrebarea asta. A să zic că o iubești? Spune-mi că o iubești. Înseamnă că m-ai mințit. De ce m-ai mințit, Andrei? Dar nu te-am mințit. Am pentru Irina o afecțiune tandră și puternică. Da. Ne leagă o viață de om. Am înțeles. Asta înseamnă că n-ai să te poți despărți de ea niciodată. Asta înseamnă că ai să rămâi toată viața ta lângă ea, în compromisul ăsta fără noi. Îi sprăvești-o. În mlaștina asta stătută. Dar nu e adevărat, nu e nicio mlaștină. O apreciez pe Irina și o stimez. Dar nu o iubești și știi de ce? Fiindcă e rea și acră și Ioan, seacă taci. Și searbă. Taci! Nu-ți dau voie. Și urâtă. Ai un caracter îngrozitor. Abia acum îmi dau seama. Și bătrână. Și totuși ai să rămâi cu ea. Și știi de ce? Din lașitate. Ți-e frică, te gândești ce o să spună lumea. Și în schimb de mine, care te-am iubit, care n-am ezitat nicio clipă să-ți dau toată viața mea, ai să te desparți. Dar nu-mi pare rău. E atât de bine să pierzi, fiindcă ai fost darnică. O fetiță proastă, dar cine ți-a băgat toate pofriștile astea în cap? Nu, 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 taci! Nu încerca să mă mințear. Ai să mă gonești ca pe un câine. Pe tine? Dar ce sunt vorbele astea, Ioano? Atunci jură-mi că n-ai să te desparți de mine. Orice aș fi făcut. Dar ce ai făcut? Andrei. Spune-mi. Andrei, mi-e frică. Nu, nu, nu pot. Tremur toată, sunt bolnavă, mi-e rău. Sprijină-mă, Andrei. Vino lângă mine. Spune-mi ce ai făcut. Andrei, eu am falsificat dosarul zilei. Tu? Eu. Tu nu, nu e adevărat. Da. Nu, 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 nu pot să cred. Eu am locuit fila. Dar când? În noaptea plecării lui Marin la uzină. De ce? De ce ai făcut-o? Nu știu. Nu știi? Nu, nu, nu și nu mă privi cu ochii ăștia. Nu mă privi cu ochii Irinei. Din cauza Irinei am făcut-o. Marin știe? Nu știe, adică poate știe, nu-mi dau seama. Din cauza Irinei am făcut-o. Nu vreau ca cercetările astea să reușească. Nu vreau. N-am voit-o niciodată. Orice succes te lipește mai tare de ea. Și nu vreau. Nu vreau. O urăsc de moarte. Îmi fură din tot ce este al meu. Irina! Ia! Din tot ceea ce trebuia să fie numai al meu. Fiindcă te iubesc, Andrei. Cu tot ce am în mine. Cu toată ființa mea întreagă. Trebuie să mă ajuți. Eu? Tu! E sigurul care poți să faci? Vor descoperi falsul. Sunt încolțită, sunt hârțuită. Știi ce o să urmeze? Numai tu poți să mă ajuți. Spune-le că tu ai făcut modificarea. Că în ultima clipă ai crezut că e mai bine să dai 6 atmosfere și... Nu, 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 eu nu pot să spun asta. Nu, 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 ție nu-ți pot face nimic pe câtă vreme mie. Ajută-mă. Ajută-mă, Andrei. Eu să mă fac complice. Pentru tot ce a fost între noi. Pentru tot ce a fost frumos între noi. Ajută-mă. Peste câteva zile după ce totul va intra normal, plec. Dispar din viața ta. Nici n-ai să mai știi că am fost vrădat. N-ai să mă gândești, Andrei. Mai rău. Ai să mă uiți. Nu, 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 nu. Eu nu pot să mă fac complice la o asemenea ticăloșie. Eu nu pot să mă fac complice la o asemenea crimă. Ah. Ți-ai câștigat subit simțul moral.
Ai devenit subit un om cu principii. Când te târai la picioarele mele, unde ți-era morala? Ești un monstru, o fiară! Când m-așteptai ore întregi în fața institutului și aici acasă mințeai cu nerușinare, unde ți-erau principiile? Nu e nimic. E bine. E foarte bine. Am mai făcut o experiență. Ai probabil multe la tine. Atât de triste nu. Și nici altele după tine nu vor mai fi. Poți fi sigur. Ioana Băleanu știe să iasă demnă din scenă, fără lacrimi și fără lamentări. Aparține unui neam tare, Andrei Bârlea, unui neam care nu pleacă grumazul cu ușurință. Așa sunt bălenii. Și acum, vrei să-ți spun ultimul adevăr? Nici nu credeam că o să-mi răspunzi altfel. Ți-a intrat Irina în sânge prea tare, prea adânc. Dacă ai ști cum o urăsc... Nu pe ea, pe toți! Ai dreptate, pe toți! Pe toți, fără nicio deosebire! Vă detest cu tot ce este în jurul vostru! Cu toată viața, munca și idealurile voastre! Vă urăsc din tot sufletul și cu toate puterile mele! Ești un monstru! Nu, nu sunt un monstru! Un monstru aș fi fost dacă aș sta să lucrez pentru voi! Tractoare! Eu să vă fac tractoare! Ce vorba! Fluguri de lemn! Sape de lemn și alea sunt prea bune! Să crape de foame! Să se întindă toți după un strop de apă, ca viermi să se trască pe burtă. Asta e tot ce pot să spun. Și acum, Ioana Băleanu, hai, isprăvește frumos acest monolog. Vezi revolverul ăsta? Ce? Îl am de la mama mea. Ai chemat-o tot, Ioana. Și la 80 de ani, dârză, aprigă, a murit în picioare. Eu n-am 80, n-am nici 30. Și uite, peste o clipă voi fi o amintire. Neplăcută, evident. Totuși, o amintire. Hai, hai, isprăvește, Ioana Băleanu. Și totuși, nu pot. Am închipuit mai ușoară clipa asta. Nu pot, nu pot, nu pot. Mi-e frică, mi-e o frică îngrozitoare, Andrei, te rog, te implor. Fă tu asta pentru mine. Nu-ți fie teamă, n-ai să ai nimic de suferit. Am aici o scrisoare care explică tot. Te rog, Andrei. Te rog, sunt la capătul puterilor mele. Fă tu asta pentru mine. Va fi poate singurul lucru bun pe care l-ai făcut pentru mine. Te rog, te rog, Andrei. Dă-mi revolverul. Nu. Dă-mi revolverul. Urcă sus. Andrei. Urcă sus. Și ce va urma? Urcă și așteaptă camera ta. Situația se complică, Andrei. Dosarul verde a fost găsit. Da, s-a găsit? Dar capitolul privitor la industrializare lipsește. Lipsește? Unde e capitolul Marine? Unde e Marine? Nu pot să spun. Ce însemnează comedia asta, Marine? Unde e capitolul industrializării? Cui l-ai dat? Nu pot să spun încă. Acum poți să spui, Marine, poți să spui. Află că știu tot. Știu totul, Marine. Știu absolut totul, Irino. E îngrozitor. Cui ai dat capitolul industrializării, Marine? Ioane? Spune, Marine! Spune, Marine! Cui ai dat capitolul industrializării? Alo? Alo? Vorbiți cu Hunedoara? Hunedoara? Andrei, ai chemat-o Hunedoara? Eu nu. Probabil că e o greșeală. Nu, eu am chemat. Dar pentru ce? Lăsați-mă, vă spun, eu am chemat Hunedoara. Hai să vorbești la telefon. Lăsați-mă, vă rog. Hai să vorbești la telefon, răspunde tu, Irino. Alo? Cu tovarășul Marin, vă rog. Aici Irina Bârlea. Balint la telefon.
Cine? Tovarășul Balint? Da. Lăsați-mă. Spune, tovarășe Balint. Vă rog să comunicați că a curs fontă foarte bună. A curs fontă bună? A curs fontă? A curs fontă bună? A curs fontă, tovarăș Andrei? A curs fontă, tovarăș Irina? Fonta noastră! Lăsați-mă, vă rog. Alo. Alo, cine e, vă rog? Eu, Marin. Spune, tovarășe Balint. Spuneam că a curs fontă foarte bună. Foarte bună? Limpede cum e lacrima. Limpede cum e lacrima? Trăiască partidul! Am reușit, tovarăș Andrei. Alo, alo. Am reușit, tovarășe Irina. Am reușit, eu... Am reușit. Acum să vă spun. Capitolul industrializării eu l-am dus la Hunedoara. De-aia am cerut mașina. Mă temeam de experiența de la Reșița. Mi-era frică să nu-și vâre dracu coada. N-am prea știut noi să ne ținem gura. N-am prea știut să ne ținem secretul. Și mi-era teamă. M-am dus la minister și am obținut autorizația să fac experiența și acolo. Dar nu trebuia să știe nimeni. Absolut nimeni. Pe altfel nu spuneam eu dumitale, tovarăș Andrei? Nu spuneam eu dumitale, tovarășe Irina? Totuși rămâne o întrebare. Cine poartă vina pentru ce s-a întâmplat la Reșița? Eu. Da, 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 eu. Eu port vina. Nu pot să cred. Și totuși eu port vina. Ascultați. Noi ăștia trei formam o mică familie cinstită și unită. Eu am vârât în mijlocul nostru o buruiană, o iarbă blestemată care prinde și întunecă mințile. Eu. Dar cine a falsificat dosarul Andrei? Ioana Băleanu. Bănuia. De ce mi se cuvine mie atâta rușine? De ce? Băiatule, ce întrebare asta? Sunt atât de fericit și totuși atât de singur. Dar noi unde suntem? Și tu unde ești? Omul nu e cu adevărat singur decât atunci când se desparte de el însuși. Irino, Marine, nu te supăra. Lasă-ne o clipă singuri. Nu. Vreau să spun ceva, Irina. Rămâi, te rog, Marin. Andrei, ce să-mi spui acum? Lasă. Altă dată. Ce dimineață simplă. Uite, copiii se duc la școală. Peste drum, în fața stației de autobuz, doi oameni stau de vorbă. Niciodată n-am să încetez să mă uimesc de aceste bucurii și minuni elementare. Doi oameni stau de vorbă și se înțeleg. Lasă. Lasă, Andrei. Vom sta de vorbă, dar nu acum. Te rog. E prea limpede dimineața asta și atâta lumină. Ei, ce faceți, domnule? Ați găsit? Da, am găsit tot. Bravo, nici nu mă îndoiam. Știi că și eu am terminat scenariul. Să vă spun subiectul. Patru cercetători sunt pe care să facă o descoperire. Până la sfârșit se vede că s-au înșelat, că era, vorba lui Andrei, o greșeală de fond. Și până la sfârșit, ea se otrăvește. Cel tânăr se aruncă de la etaj, iar el, savantul, cu el, cu savantul, nu știu încă ce fac, dar îl omoră în orice caz. Eh? Ce credeți? De data asta mi-o admite direcția teatrelor? Ce spuneți? Sigur, de data asta e nimerit. Nu? Și nici nu poate să-mi spune nimeni că nu m-am documentat pe teren. Sărbătorim evenimentul cu nițică muzică la radio, la mijic și șampanii, dacă se poate. Da. Deci, nu, nici nu mai vreau să ascult, că mă enervez. Ba, nu, lasă, că e frumoasă. Deci, că e frumoasă? Asta e că am fost inspirat, ce să fac. Îmi dai voie să deschid eu? Aaa, să rămâne! Dumneata? Ca să zic că femeia tot n-a venit. Ah, draga mea, nici n-ai idee ce necăjit am fost. Toată noaptea n-am închis ochii. Ce pacoste pe voi, săracii!
Îi spuneam și lui, lasă-te de invenții, Pavele, că și el tot după invenții umblă. Acum a lăsat arpacașul, a trecut la griș. Aneta, lasă-mă, dragă, e ce, ce, nu-i așa? Vai de capul vostru, vai de capul vostru prin ce treceți. Eh, acum ce faceți? Mașina v-a luat-o? Nu, încă nu. Voia, sigur. Păi da, am spus și lui Pavel, hai, dragă, și noi la nenorociție aia, ce naiba, suntem prieteni. Hai să-i luăm cu noi la masă. Mulțumesc, Aneta. A, nu se poate. Că m-am și pregătit. Eu nu sunt ca alții să chem oamenii la masă și nu mă pregătesc. I-am ars un pilaf de praf. Te pomenești că ai umblat la mostrele mele științifice. Lasă, dragă, decă să le faci tu invenții, mai bine să le fac eu pilaf. Hai, zău. Hai, poate că mergi și ne-alui. Nu, nu, mulțumesc. De altfel, nici nu avem timp. Da, 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 scuze, că sunteți o cunoscătoare în materie de asta. Da, vă spun scenariul meu. Ia, ce vă credește? Ce se pânzură? Alo? Da? Spune-mi, te rog, la ce oră pleacă avionul pentru Hunedoara? La orele două. Da, mulțumesc. Dă-mi, te rog, pe tovarășul casier. Da, dar unde plecați, frate? Unde plecați? La Hunedoara. Păi ce mai căutați acolo, păcatele mele? Mergem să asistăm la probă. Fiindcă a ieșit cu Ana Neto. A ieșit? A ieșit. A ieșit minereu? Da. Eh, ce ziceam eu, Pahode? Nu spuneam eu că iese? Asta e, să nu te joci niciodată cu invențiile, cu Ana Neto. Mie spui, ah, moarte sunt după minereu. Alo, 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 alo. Da, alo, da. Ați ascultat Noaptea încercărilor, de Aurel Baranga. Înregistrare realizată în anul 1959. Distribuția a fost următoarea. Aneta Zaharescu, Natasha Alexandra, artistă emerită. Pavel Zaharescu, Costache Antoniu, artist al poporului. Victor Radu Beligan, artist al poporului. Andrei Bârlea, George Demetru, artist emerit. Ioana Marieta Deculescu, artistă emerită. Marin Marcel Anghelescu, artist al poporului. Răducu Ion Gheorghiu. Asistentul Marius Pepino. Irina Clodi Bertola, artistă emerită. Crainicul Ion Punea. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia de studio, Ion Prodan. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.